adevărat, viața Andei este desprinsă din filme și la fel de spectaculoasă a fost și petrecerea de ziua ei. Artista a vrut ca cei dragi să-i fie alături în aceste momente importante. Muzică, dans și voie bună. Cam așa îmi descrie momentele de la aniversarea cântăreței. Însă se pare că și nunta va avea loc curând. Ne-am decis rapid să facem această dată pentru că trebuia de anul viitor să facem, dar n-am găsit locația. Ezitam între Paris și București. Evident, iar am fost convins București și a rămas București. A decis. Am decis. Am zis că totuși e mai bine să vină Parisul la noi, iar cei care fac târgul de nunți în fiecare an vor fi echipa noastră, o întreagă echipă care vor lucra pentru noi ca totul să fie gata până pe 29 iunie. Ne mai dorim un copil. Ne dorim să ne mutăm cât mai repede în casa nouă. Da, mai puțin. Va fi greu și mult, dar o să vedem și visul ăsta cu ochii. Și după aia, probabil, o altă vacanță înainte de nuntă, ca să prindem energie și forță pentru nuntă, nu? Și mai ales puțin timp să mai stăm noi doi, doar noi doi, că avem o familie mare și mai ne trebuie timp pentru noi. Această vacanță la Dubai a fost exact ce trebuie, nu? Da. Dar ori... Vezi ce bine ne-am întors să ne sărbătorim, vezi? Și puțin bronzați, deci el e ca elvețian, știi, ca ceasul elvețian, totul foarte bine pus la punct, calculat, nimic nu dă greș. Doamne, este haos, am bărbatul ideal lângă mine pentru că timpul meu de acum încolo este organizat perfect datorită lui. Soțul Andei este foarte atent și i-a oferit un cadou special. Am primit deja un cadou, l-am pe mână, îl arăt dacă vreți, de aici. Și am primit o vacanță în avans în Dubai, pentru că după această zi vine și Paștele și ne dorim să rămânem în familie. Și atunci el mi-a pregătit deja cadourile, surprizele, dar puțin anticipat. A zis că dacă sunt cu mine în seara asta, vedem dimineață dacă mai are vreo surpriză, pe lângă, evident, cele 45 de buchete de trandafiri. Este foarte pretențioasă, dar meritare pentru ce? Sunt perfecționistă, dar nici tot cu pâncepe, pretențioasă, perfecționistă, deci îmi place să tind spre lucruri care să fie bine făcute, cât se poate de bine, la maxim. Așa, petrecere și invitații au fost pe măsură. Cerebel, Marius Moga, Vica și mulți alții nu au putut refuza invitația și s-au distrat de minune. Cea mai mare bucurie a Andei a fost prezența mamei. Este o femeie împlinită, iar fericirea se citește pe chipul ei.